care e motivul pentru care moartea n-a fost arătată? Pentru că nu eram să cumpăr coșciugul. Și e filmat cu iPhone-ul. Că probabil asta era ceva ce nu se înțelege. De ce oamenii nu se uitau la mine? Era filmat cu iPhone-ul. Nu le-am spus inițial că îi filmez la o pomenire. La un an de zile l-am arătat femeilor ce ați văzut și dumneavoastră. În satul acesta, să știți că moartea e privită ca pe o normalitate. Adică nu e ceva ieșit din comun, ci mai ales, ca să citesc din ei, la persoanele care și-au trăit viața, e chiar o, nu știu, un motiv să se întâlnească și să vorbească, să-și povestească. În mod normal să știți că nu cer părerea oamenilor care mi-au apar în film, sunt onest cu ei la filmări. Asta a fost o chestie mai... Asta e al cincelea meu film. Aici a fost o situație un pic mai atipică și de asta și în primul rând nu știau că sunt filmați. Și mi s-a părut logic și normal să afle, să vadă și să am o părere a lor. Și a fost emoționat. Cum să spun, la Fălticeni, la... Se vede numai asta film atât în cadru. Bă, este urât, deci este... Deci nu să fi rămas dracului pe motivele alea tradiționale, era... cinstite și atât. Anul trecut mi-a plăcut, a fost cel mai reușit. Băi, deci este... Nu-mi vine să cred, am crezut că e făcut o glumă. E... Crezut că inițial e... Sunt niște băieți care fac un fel de anti... Mm-hmm. E, a fost din filmul de deschidere, a fost destul de mișto făcut. Tot așa cu decupaje și pentru film mergea, dar pentru poster... Păi, nu te cred, dar dacă tu îmi povestești mie acum pe voce că filmul de debut a fost mișto și eu văd asta... Nu, no, zic de design, știi? Da, nu, e... Imaginează-ți toate chestiile astea animate și da, sunt nu, altfel. Nu, e total greșit, adică e... I know. Michael Jackson niciun cu capul de român și cu trenul în inimă. Da, dacă vrei, eu pot să zic temele pe repede înainte ce am făcut eu în documentarele mele și o să dai un pic seama. Adică e... Primul e despre un bâlci, al doilea despre niște homeless care au fost organizați într-o echipă de fotbal și au mers în Australia, al treilea e despre prima familie de artiști de circ din România, Zdebski, care au venit din Cehia cu circul Globus. Le-a luat statul și numele și circul fizic, cu tot ce aveau cu animale și alte rulote, tot, vagoane ce aveau ei. Al patrulea e despre un cuplu gay. Le-am dat camera, s-au filmat 2 ani și o chestie foarte onest. Mi-au dat ce au vrut ei și am făcut un film în chestia asta. Și al cincelea e Maria, cu care sunt aici. Cum e aici la Astra? Știu că ai prezentat firme aici la Astra. Da, am avut noroc, șansă. A fost plăcut de... nu știu, de organizatori. Am avut, ăsta e al treilea sau al patrulea film. Adică, da, mi se pare că... Ai prezentat Maria chiar acum câteva ore sau minute. Cum a fost... primit filmul, ce reacție a fost, cum e publicul aici la asta? Pot să compar. În primul rând, Maria e un film de suflet. E un film, aș putea spune, intim, personal. E un film, probabil că o să rămână cel mai al meu film din toate, cât o mai face, cât am făcut. Și tot timpul am super emoții la proiecțiile lui. Am șansa să compar cum a fost la proiecția asta, comparativ cu alte proiecții de pe afară, unde oamenii erau mult mai curioși. Adică aici am simțit așa o reticență și întrebările n-au fost atât multe cum au fost pe afară, dar mi s-au părut că au fost niște întrebări cât se poate pertinente și... logice. Adică și eu aș fi fost curios să aflu anumite chestii. Crezi că lumea e mai obișnuită cu fenomenul în sine?
Nu-mi dau seama, nu-mi dau seama. Clar că în țările civilizate nu există acest obicei. Adică acolo bătrânii sunt duși la hospice sau nu știu cum se cheamă. Da, în sfârșit, sunt duși la niște case unde sunt îngrijiți, familia vine o dată pe săptămână să-i vadă, sunt anunțați că a murit. La noi bătrânii sunt supravegheați și îngrijiți de către familie până în ultima clipă. E clar că pentru ei, pentru străini, e ceva neîntâlnit. Și normal că... Ce crezi că înseamnă Astra Film Festival în peisajul românesc al festivalului de film? Păi înseamnă foarte mult. Înseamnă, în primul rând, e singurul, principalul festival de film documentar din România. Și e o chestie știută, e unul din cele mai importante festivaluri din Europa de Est. Adică și-a câștigat acest loc și e o chestie pe care eu țin să o spun, nu o să fie băgată, dar aș dori să fie sălile de cinema un pic altfel. Și de asemenea, tot ce ține de imaginea festivalului, mi se pare că ar putea fi un pic cosmetizat. Și vin cu o sugestie, apropo, și chiar o să zic și doamnei. Dacă te duci la agențiile din București și le spui să-ți facă un pachet pentru festivalul ăsta și le oferi doar expunere, cum că pachetul tot a fost oferit de... Eu știu că se face chestia asta și chiar pot să mă duc și să arunc un mail de acum pentru la anul. Băi, avem nevoie de afiș, flyer, copertă pentru Astra, că e păcat. Adică eu sunt convins că sunt foarte mulți oameni de afară care au văzut ce se întâmplă cu ăsta și nu e ok. Adică... Înțeleg. Da, nu, e bine. Adică cred că până la urmă... De asta e mișto Astra, adică poți să vii și poți să zici ce vrei, știi? Păi da, normal, adică ar fi absurd. Mie mi se pare că, pentru festival, adică și nu... Și despre festival și cumva... Eu mă simt foarte bine, să știi, adică... Cumva cred că ținem la Astra. Păi e clar că ținem, adică nu mă simt foarte bine la Sibiu și de asta și anul ăsta, cu toate că nu sunt în cea mai liniștită perioadă a vieții din multe puncte de vedere, tot am ținut să fiu prezent azi, când a fost filmul dat și mâine plec. Adică am venit fix pentru o zi. Ultima întrebare. Ai o definiție pentru filmul documentar? Ce e filmul documentar? Am. Vrei realitate? Îți dau realitate. Adică... Două, trei documentare de referință. De ce ți-au plăcut ție? Păi mi-a plăcut Ceaușescu. Și îmi pare rău că n-am avut eu ideea asta, pentru că mi se pare că e o idee la îndemână. Și apropo de asta, mie mi se pare că dacă eu sau altcineva din lumea asta ar avea acces la arhiva NF, ar putea să scoată niște chestii ireale. Eu fac acum un promo pentru Discovery și am... Nu știu, n-are legătură, dar chiar e mișto să spun chestia asta. Fac un promo pentru Discovery Europa Centrală și de Est despre moartea lui Kennedy, un documentar care va fi pe Discovery și eu fac promorile pentru 8 țări din Europa Centrală și de Est. Eu, însemnându-i Iar Basca, mulți colegi, partenerii mei. Ok. Și împreună cu Radu Jude ne-am gândit la următoarea idee. Să căutăm niște imagini în arhiva ANF-ului, ce se întâmpla în 1963 când a fost asasinat Kennedy, și să facem o paralelă pe genul în timp ce în România să arătăm niște chestii, iată ce se întâmpla în America. Cam atât e toată ideea. Și am căutat imagini de arhivă în arhiva ANF-ului cu Jude
și cine a văzut ochii este ireal. Deci este, aș sta 3 ani de zile acolo și aș aranja niște materiale pe categorii. Și jur că ar fi o chestie... Ok, deci revenim la întrebarea ta. Ceaușescu, așa. Mi se pare că e un film care mă să rămână. Și eu. Deci e clar. Apoi, un film care mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult este De Creței, al lui Iepan. Și un alt film care îmi vine acum în cap, de fapt îmi vin mai multe în cap. Mi se pare că Metro Branding-ul este un film bun. O Martia lui Alex Belk este un film bun și delicat. Mai multe. Adică sunt subiectul din lumea voastră de Ion B. este genial. Ce teme, ce subiecte ai vrea să vezi abordate în filmul documentar românesc în viitor? Pălea pe care vreau să le văd, le fac eu. Adică eu sunt cumva, îmi pun niște întrebări și dacă vreau să aflu niște răspunsuri, mă apuc eu să le fac.